Că orice subiect despre inteligența artificială creează emoții și anxietate, pentru că nu suntem siguri cum ne va influența viața. Digitalizarea și automatizarea rămân procese pe care mulți le doresc, dar alții le blamează. La IT Zone, specialiștii din domeniu vă prezintă ultimele noutăți despre sisteme de aplicații software, inteligență artificială, roboți, dar și sfaturi pentru a nu deveni victime ale online-ului. IT Zone. Tehnologia are prioritate. Din nou în direct, alături de Casa Maria Spiridon, președintele filialei Iași, a filialei, hai să numim, a Uniunii Scriitorilor din România, dar filiala Iași? Iași, e filiala Iași. Care are, chiar dacă se întinde până în Suceava și... În toată arealul Moldovei, practic. A, apropo de asta, le avem o serie de și Republica colegi, Moldova. El, Basarabia, de România de Est, ca să spunem așa. Avem pe Haderca, avem pe Cimpoi, avem adică 4-5 de acolo, dacă se mai adună pot face reprezentanță și la Chișinău. Și din București avem... Bun, asta, da, dar acolo nu pot să fac reprezentanță, dar zic așa. De ce să nu fac? Ai făcut la Galați, care și nu, așa... Nu, n-am mai făcut, acum e la Brăila, nu mai există la Galați, a dispărut. Deci condiția scriitorului a pornit de la faptul că perioada comunistă, deci în afara școlii care după 2 ani s-a desfințat, cei care au practicat acolo au fost duși la, au făcut la litere, la critică, filologie, ceva în genul ăsta, la universitate. În timpul comunismului exista nomenclatorul de profesiuni decât scriitor de vagoane. Era la care pe vagon scria ce marfă... Unde se duce? Destinația, da, în general. Da. Deci e o meserie serioasă. Da. Intelectuală, da. Așa. După 89, la orice unice s-a zbătut și a reușit să impune ea în Parlament, așa, să apară nomenclatorul de meserie de profesii. Da. Să apară și scriitor, dar din eșezii de la apă și meseria de poet. Ceea ce mi se pare exagerat. Din la Câmpuț. Da. Adică de scriitor, mă rog, merge că general un prozator. Dramaturg. Un dramaturg, tot la categoria scriitorii intră. Da, știi? Da. La un titlu general scriitor. Știi? Da, și aici putea fi împărțit. Da, putea să de prozator, dramaturg. Ca să înveți minte să nu mai ocolească... Da. Da. Meseria aceasta? Ce, încă e bine că există ca idee, deși în dicționar scrie în dreptul scriitorului, scrie autor de opere, de opere, de cărți, autor de cărți. Cărți de da, joc, cărți. Da, deci la profesie spune cineva specializat, deci, dacă vrei să vezi ce înseamnă profesie, da. Specializat într-un domeniu. Dar aici autorului, așa cum nu există ăia care fac dicționare. Da. E o meserie. Nu pot spune că nu e meseria lui să facă dicționare. De... Da, mă rog, e complicat. În general, creația nu poate fi pusă în niște cadre sau... Niște tipare. Da, tipare. Deci lansăm și a doua serie cu colegii noștri. S-au ocupat, iar la rugat pe Marius Chelar, s-au ocupat el de... colectare de asigurarea prezenței a cât mai mulți colegi dintre cei din filială. Unii n-au avut timp, n-au avut, unii nu au fost interesați, dar majoritatea au fost de acord și au propus, pentru că asta e și oglinda noastră a filialei, la potențialul nostru creator. Știi? Privind cercetarea, că asta e o temă de cercetare. Da. De cercetare, da. Acum, noi, legat de convorbire, apărăm... N-am vorbit de convorbire. Da, avem timp să vorbim. Da. Casian, convorbiri literare.
este o revistă care începe să se identifice cu destinul tău. Acum, toți cei care au condus revista Comunitate, practic, s-au asumat-o ca destin. Sunt puțini care au condus-o. Păi, spune, eu sunt al 11-lea. Păi vezi? Da, dar să notăm că sunt 160 ani aproape. Da, tu, de exemplu, ai un reflex. La tine, mai important, că la tine reflexul se numește convorbirist. Ai construit chiar cuvinte în dicționarul limbii române, acela de convorbirist. Da, nu, dar... Convorbiriștii mei... Da, nu, dar așa scrie și la... și vechii convorbiști, tot da, așa, da. S-adreșau ei, sunt convorbiști. Da. Și tu vrei le vrândești, că ai publicat în convorbiri. Da, așa, ghinionul meu. Am greșit, mai ales și eu. Cu... Da. Și atunci, va trebui să cercetăm modificările care s-au produs în momentul în care revista îți aparține. Adică tu te lupți pentru ea cum alții se luptă pentru copiii lor. Da, ce se întâmplă? Am defectul, ghilimele, de a îmi asuma un proiect și dacă îl asum, îl și fac. Pentru că în momentul când l-am preluat eu cum vinite, nu e o noutate, ce spuneam acum, revista nu mai apărea, a dispărut din publicistica națională, nu mai apărea pe piață, nu mai apărea nicăieri. Bine, apărea sub formă de parodie. Nu, cât a apărut, da, dar apărea după ce că a apărut penibil, o revistă cum vinite, ai voie să o scoți penibil, după aia n-a mai apărut deloc. Adică Cât timp? Păi aproape un an de zile n-a apărut. Și totuși eu instituție națională. Un an de zile? Da, păi e în 95 a apărut unul sau două nume, dar cu urate, numărul 1, 5, ceva în genul ăsta, și după aia l-am mai apărut de loc. Și și fost motivul pentru care Bucureștiul, comitetul director de la București, a cerut la ea și propună un... Redactor șef. Da, care se preia revistă. La Iași. Repet, povestea, dar cred că merită ca lumea să merită înțeleagă. Merită ca să înțeleagă și-o amintesc. La Iași, comitetul filial de atunci a propus, au avut 7 propuneri, că a fost procesul verbal, din care vot au primit numai 6, în care au fost care au primit un vot, care au primit 2 voturi, au avut cele mai multe voturi. Au stabilit cei din comitetul filiale, sunt trimite pe toți 6, ca din aia 6 să aleagă comitetul la director. La București. Da, comitetul director. La București, pe vremea era la orientul și a președinte și am aflat că tot eu am primit cea mai multe voturi, comitetul director. Și atunci s-a dat decizia și de la 1, uite, acuș, pe 1 decembrie am primit că preiau revisa Comunitatea. Și mi-a făcut o echipă, asta deja e la multe. Deci în felul ăsta am ajuns și eu la Comunitatea, prin vot, am votat Era și varianta cu Lucian Vasileu. Păi, de ce? El nu a fost propus. Vasileu. Așa am înțeles. Au fost, spun, cei care 6 care au fost. Era Constantin Pricop, Nichita Daelu, Alexandru Andriescu, era Casia Maria Svidon, cine mai era? Când am... Încă 2. Da, mai erau 2, dar nu era Lucian Vasileu. Lucian Vasileu spune că a fost și el. A fost în comitet. El a fost între cei care au propus cine să preia revista. Dar nu a fost... Nu ca să preia el revista. Deci cei din comitet nu s-au propus pe ei. Deci au propus pe cineva din afară care să poată face revista. Dar voi nu erați în comitet? Nu. Nu eram în comitet, nu eram nicăieri. Eu eram... Eu doar membru al unei scriitori, atât. Atât? Da. Dar lucrai la convorbiri? Nu. Eu eram liber, am făcut timpul, lansasem poezia deja, lucram pe la diverse ziare, eram ziarist,
la evenimentul zile, la România Liberă, am colaborat. Și bă, deci, i-au trimis 6 posibili candidați pentru șefia revistei și cei de la București au zis că cel mai potrivit aș fi eu. Adevărul că au stat în cumpăr, că l-au aflat că... Tu ai ales pe tine. Da. Pe cine ar fi, din, după părerea ta, ar fi trebuit să aleagă? Ei? Da. Pe mine. Da, trebuie să poți. Nu pot să spun cine trebuia. Nu știu dacă... Important e altceva. Întrebarea este dacă era altcineva. O făcea? Sau o făcea așa? Nu cred. Fiecare... Nu cred că o făcea mai bun. Nu, asta e sigur, o făcea mai bun. Din păcate, nu. Acum, să nu uităm că de cei propuși erau cei care au fost la Covorbii cândva. Din? De cei care au fost propuși aia 6 care au plecat la, la București, au fost Plicov, au fost la Covorbii înainte. Da, stai așa, tu din cei propuși ai făcut parte? Da, păi a fost propuși. Erai unul din cei 6? Da. Și da, au mai făcut parte din cei propuși? Da, păi Plicov a făcut parte, Dailov a făcut parte, nu mai știu cine. Deci oameni care au făcut parte de redacție, de la Covorbii, știi? Au Aldăiescu, iarăși o Alexandru Aldăiescu. Alexandru, dar nu e, cred că era fiul său. Nu, nu, Alexandru Aldăiescu. Păi fiul său că nu era, uitați, s-a cu 30 de ani. Da, și ce? El de-abia debuta. Avea 30 de ani. Da, da, debuta abia, nu, nu era... Da, mă rog, a fost o poveste. O istorie. O istorie. Este o istorie, că aproape 30 de ani deja nu mai... E o viață de om. Și nu a fost una ușoară. Deci revista apare lunar. Cât timp nu ați luat voi bani de la Convorbiri? A fost perioade când l-am adunat leu cu leu ca să pot acoperi tipar. Și acum se întâmplă o perioadă destul de dificilă. Dar asta e povestea care nu simt să o devoalez aici. Nu e altă poveste. Nu-i caz. Nu, nu vă ajută... Am zis că nu-i cazul să o povestesc acum. Dar nu-i cazul. Da, nu-i caz. Eu am spus un caz. Nu, nu-i caz. Nu-i altă... Da. Hai să ajungem la... Să revenim la subiectul temei de astăzi. Și să vedem în condițiile în care revista Convorbiri Literare continuă să tuteleze activitatea ta aici la Iași. Te-aș întreba, când mai scrii? Pentru că ție îți apar cărți și îți apar poeme așa, de la Hocus Pocus. Nu, nu, eu... Ai în revista Steaua, ai... Am un pic, da, într-o haltă părăsită. Da. Da. Ce se întâmplă? Lumea, uite, un pic, am văzut scriitor, eu am și orele de noapte, nu numai alea de ziua. Și noaptea se poate scrie mult mai liniștit. Da, n-ai copil mic, nu? Deci... Și să nu uităm, vorba aia, ca oameni care au trecut prin fabe și rugini, știi? Am lucrat ori, din greu, nu? Două ore pe zi, așa, să treacă ziua. Deci eu sunt învățat să lucrez. Deci noi avem știința muncii. Da. Acum, generația Z nu mai are. Mi se pare anormal, deci să muncească. Da. Păi, să fie. Cum adică, noaptea să muncem? Deci, și ziua? Și ziua, munce? Mai greu, nu? Și ziua, nu. Da, bă, nu, să nu uităm că trebuie să scriu articol de fond la Covorbii și la poezia, număr de număr. Deci asta mă obligă să... Da, știu ce înseamnă. Știi cum e cu poezia, muza, dacă te vizitează, n-ai cum să o refuzi, că nu-i cazul. Așa că, bă, încă mai funcționează Coldev, că nu o să mai funcționeze. Da. Pietre albe, pietre negre, pietre roșii. Pietre negre, pietre roșii. Da. E de la Petre Roman, nu? Nu, dar este și Pietre Ispirescu. Sau...
Așa că nu... E un volum pe care l-ai scris așa... Vânând el sadulă și... Care pietre te-au inspirat? Albe, roșii, negre. Aici este o simbolistică la culorile pietrelor, că pietrele au permanență, au altă... Ele au consistența lor geologică și... Da, dar ce înseamnă, de exemplu, o piatră roșie pe lângă o piatră neagră? Sau o piatră albă? Dacă vrei simbolistica cea mai... Așa, piatra neagră e aia de sfârșit, piatra roșie e viața, așa, piatra albă e... Universul. Da, urcăm la cele veșnice. Asta ar fi la, la prima... Dar ele au o simbolistică mult mai largă și nu le aplicăm acum să cercetăm lapidariul. Sau... Da. Da. Vreau să adaug la convorbitele aia faptul că de câțiva ani apăream la începutul lui, așa cum apărea revista cu 100, la 1867. E un lucru care trebuie să-l precizăm și îți mulțumesc că mi l-ai reamintit. Până acum, câți ani? Nu știu la ce te referi acolo. Data de apariție. Da, da. Data de apariție, la început, am avut-o la, pe 20-a lune. Da. Asta până când? Asta până acum 3 ani. Până acum 3 ani. Ce se întâmplă? Am constatat că fiind pe 20, până intra circuitul chioșcul și asta, trecea luna și lumea zicea, a, dar e din luna trecută. Da. Acum, apoi, la întâi, e adevărat, mai târzi, ajunge 4, 5, 6, de exemplu, numărul pe noiembrie, au apărut ieri, așa suntem în 30. Da. Deci, a apărut... Da, înainte, adică da. Cel care se uită și la an acum, da, se vadă... Da. Deci, numărul apare la începutul lui și în felul ăsta, în tot parcursul lunii respective... Citește revista. Da, și vede că e din luna aia, nu e... Da. Deși o revistă convenitare, eu pot să-ți aduc o lumă din 1930 și o citești cu plăcere. E altceva. Nu, dar e tot... Da, nu, așa nu, e. Nu e... Adică nu sunt... O revistă nu e perimată, adică nu e ca un ziar. Da. O ziar, de exemplu, poți citi ca o curiozitate, dar o ziar de acum 50 de ani, să vezi cum vrea văzută lumea pe ziarul ăla. În revistă literară este, vezi, o scriitor și cum a evoluat el, de, da. O lumă del... Aici îl vezi pe Vosganean. Da, are un interviu aici. În 32 sau 3, da, 32 este o lumă în care apare, de exemplu, se deschide cu Cioran, apare Eliade, apare Noica, apare... era foarte, foarte tine atunci. Da. Deci, vezi, și ei sunt din mare actualitate și acum. Da. Deci, celălalt publica pe curme de spărere un fragment din ceea ce a fost cartea lui cea mai... Zdruncenată. Da, care a deschis o breșă pe curme de spărere. El ia de un fragment de roman și așa mai departe. Deci stai și te gândești la vremea aia cine publica și mă gândesc că alții care au venit, dacă au venit și o mai vrea să se ocupe de literatură și de... Dacă generația Z mai vrea să pună osul și să facă o revistă cu viața, mă descoperi ce se scria pe vremea când publicau noi. Da, când ei nu erau născut. În 30 lui Alicior. Da, deci lumea crede că o revistă e adună și materiale și nu. O revistă are un concept, are o structură, are o viziune. Că altfel facem antologii, nu facem reviste. Da. Convorbirile au la actuală cea mai tânără echipă de critici. Au și o numeroasă echipă de critici, n-are niciodată în țară. Toate revistele au deja vechi
cei care scriu o revistă. Nu mai sunt și tine, nu-i. Da. Dar în Covârbii sunt foarte, foarte mulți. Și care au fost din promovat. Generația Z? Da, cred că și din generația Z. Dar care muncesc, că sunt și excepții. Uh-huh. Și la, că, să nu uităm că în România încă e bine. Pentru că n-au, s-au încercat tot astea copiii să fie lăsat, să facă ce vor ei, da. De acord, să-i lași să facă ce vor ei, dar trebuie la aceeași să aibă și o disciplină, să aibă da. Și o, să știi că Dumnezeu au ceva de făcut pe lumea asta. Și mai e o chestie, să uite un lucru foarte simplu. Noi la un moment dat trebuie, părinții nu mai știu, nu mai e nimeni, cine vrei să te întrețină? Trebuie să fii capabil să te auto-întreții, nu? Mă, mai rău să facem mai ziua. De autobuz, de... Da, să te autobuz, dacă nu. Da. Casian, poezia. Revista Poezia? Este o revistă care noi am construit-o înainte de 1989. Da, mai ții minte că voi ați dă lume, Apeiron. Apeiron, da. Apeiron a mers și atunci când i-am luat interviul lui Petre Țuțea. Da. Dacă ți tu minte. Da, asta e de mult. Era... La Uniunea Scriitorului, la... Da, era el... Avea masa lui acolo. Avea masa lui, da. Da, dar și... vezi că dacă le ascultă telespectatorii, zic că ăștia au bătrâni acum. Ăștia sunt antici. La mintiri. Da. Da. De ce ți-l amintesc pe Petre Țuțea? Eu, ce zic, după, eu l-am cunoscut o șansă. Dar ai scris o carte cu el. Da, am scris o carte, da. În care rudele lui au sărit pe tine să... Da, mă, așa se întâmplă, știi. Când Augustul... Nimic, o așteptat să moară și după aia... Augustul Panului... Da. Uite. Bă, deci am așa interviu, am fost... am avut o bucuria să-l cunosc. Era student, am avut școala București, studenția București. Mă duceam și eu pe la urmă scritor, la restauratul. Da. Asta era prin 70-71. Era de câțiva ani deja eliberat din închisoare. Și era, avea o longevitate și scena care l-a pot uita era că era, avea stilul ăsta, spunea, râdea, era când aici și aștepta reacție. Și erau totuși la o, pentru mine era la o vârstă vulnerabilă atunci. Da. Era foarte bătut, dar pentru mine la 20 de ani părea cum suntem noi, bă, tine ca noi. Da, așa e. Da. Și zici că, bă, ăștia, că rudele s-o foc, nu s-o bage, se spune că nu mai este capabil să autotețină da. Și așa. Și atunci, deci, Sofocle le-a tântit-o Antigona. Și a început să râd, că la 90 de ani, o scos, o publicat Antigona. Tu îți dai seama ce, da. Ce minte avea Sofocle. Da, și de atunci mi-a rămas foarte... Plus că avea chelia glorioasă de atunci. Da, da. Cum că avem noi acum, nu știu dacă e așa de glorioasă, dar este. Da. Da. Deci poezia are, cum spuneam, are tematici, număr de numărăte, pentru la anul, poate, dintre cei care ne urmăresc, vor să colaboreze, nu? Da. Mă gândesc să spun ce teme vom avea în anul care urmează. Deci poezie și limbă, poezie și moralitate, poezie și legalitate, poezie și idee. Deci în anul viitor avem aceste patru teme da. Care... Că anul se termină cu poezie și natură. Când îi invităm... Că nu știi dacă va fi zăpadă sau... Da, natura cuprinde și zăpadă. Stimați telespectatori, alături de Casian Maria Spiridon am consumat și această emisiune. Să sperăm că v-a plăcut. De asemenea, vreau să vă anunț că miercurea viitoare suntem în așteptarea aflării scriitorului anului, pentru că de pe 7 și 8 va avea loc aici la Iași
Gala Națională a Scriitorii. Gala Națională Scriitorii Anului. Să sperăm, pe lângă cei 12 scriitori care au câștigat luna respectivă, să sperăm că vom reuși să aflăm și care este cel de-al 13-lea scriitor sau care din cei 12 scriitori va lua și premiul Scriitorul Anului. Vreau să vă mai anunț un singur lucru, după care predăm misiunea lui Radu din care tot spune scurt, scurt. E scurt, e scurtă, da. În momentul în care noi am vrut să vă oferim și spectacol de calitate, Harita Vitian și Doina Pargel, acești doi iluștri interpreți, unul jazzman, al doilea de Caseană, se pregătește să plece. Tot în pregătire. Ne spuneam că Doina Pargel, fiind o cântăreață de muzică populară veche, foarte, foarte talentat, ne vedem puși în situația să vă anunțăm absența celor doi și să vedem cum ne vom descurca mai departe. Dar până atunci vă spunem la revedere și nu în ultimul rând vă reamintesc că urmăriți acest slalom prin cultura ieșeană. Până la o viitoare emisiune, vă spunem la revedere. Thank you.